Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi cumpărături alimentare de la Carrefour. Mai sunt 2 zile până la Crăciun, așa că a trebuit să mă duc să cumpăr tot ce era nevoie înainte de sărbători. Mă rog, o să mai mă duc încă o dată înainte de anul nou. Haideți să nu mai lungim pentru că am foarte multe și cred că o să fie un video destul de lung, să vă arăt exact ce am luat. O să încep cu aceste șervețele din acelea absorbante, am luat din gamă proprie Carrefour. Am mai găsit la reducere, erau aceste bucăți de hârtie igienică cu miros pudrat. Eu sunt din acelea parfumate, 12 bucăți am aici. A luat soțul meu 3 pungi din acestea de chipsuri din năut cu gust de barbecue. Sunt foarte bune acestea și la gust și sunt cât de cât de ok și la ingrediente. Așa. Am găsit într-un final genul acesta de castravete mai mare. De obicei în Turcia eu n-am mai văzut, e prima oară când văd și chiar m-am bucurat pentru că îmi place mai mult acesta. Mă rog, cred că e și obișnuința unde în România mâncam în acesta mare. M-am obișnuit așa. Aici am o salată. Nimic complicat. O bucată de covrig din acesta Smith cu susan. De fapt, cred că am luat două, dar nu e aici. Momentan, poate într-o altă pungă. Am luat 300 de grame de... Nu prea se vede prin punga aceasta. Sunt măsline în acelea verzi, fără sâmbure, făcute pe grătar. Îmi plac foarte mult acestea. Aici am niște produse de patiserie, sunt niște covrigei din aceea pufoși și au și cacao la interior. Foarte bun. Pungi de gunoi din acelea micuțe. O pungă de roșii micuțe cocktail. Nu sunt de acelea extrem, extrem de mici, dar sunt bune la gust. Am mai încercat și de la brandul ăsta, știu că îmi place. Aici am o singură bucată de kaki. Iar aceasta, nu știu sincer să vă spun ce e, era acolo și mi-a plăcut cum arată, e foarte, foarte pufoasă. Habar n-am cu ce este umplută, dar arăta atât de bine cât am zis, nici nu contează ce e, trebuie să o cumpăr și să o încerc. Iar soțul meu și-a luat aici 4 sticle de bere în acesta Efes. Aceasta îi place lui. Și am terminat prima pungă. Să trecem la a doua. Oh, sunt grele, sper să am suficient spațiu pe masă. O cutie în aceasta de Pringles cu barbecue. Extrem de bune, desigur, nu trebuie să vă mai spun. Hârtie igienică umedă de la Selpak. Îmi place cum miroase aceasta, are un miros fresh. Aici am luat un cif pentru bucătărie cu bicarbonat de sodiu și ulei de lămâie. Nu am cuvinte să vă spun cât de mult îmi place acest produs. Deci dacă, sigur există de fapt și în România, l-am văzut la Carrefour, doar că diferă un pic ambalajul, dar e același lucru. Deci vă rog să-l încercați. Este nemaipomenit. Miroase atât de bine, a curat, a lămâie și nu e atât de toxic ca celelalte. Aici am luat câțiva cartofi pentru salata de băf. Desigur, nu se poate să vină Crăciunul fără salată de băf. Aici fac niște greșeli, astăzi sunt pe gravă. Soțul meu și-a luat niște chichiofte. V-am mai explicat într-un alt video ce sunt. Aici avem niște piept de vită afumat. Sau de fapt, nu, cred că asta e limbă. Da. Este limbă de vită afumată. Soțul meu mănâncă, eu nu pot. O bucată de avocado. Aici am pastramă de vită condimentată. Place foarte mult aceasta.
O sticlă de vin alb. Este sec acesta. O sticlă de chefir fără lactoză. Un borcan de castraveți din aceștia cornișon. Aceștia sunt în sare. Am luat piper boabe pentru că mama mea a adus o țuiculiță din România, așa că pentru fiert și aveam nevoie de piper boabe pentru aceea. Iar aici am Coca-Cola din acela fără zahăr cu 0 calorii. Trecem la următoarea pungă. O pâine cu măsline, o lipie pâine, o combinație între lipie și pâine. Poți să zici că e ca o pizza, de fapt. Îi mai lipsește un pic de brânză și aia era direct pizza. Foarte bun, n-am mai mâncat. Am găsit și niște ardei capia colorați, portocalii și galbeni, și am zis să iau, că îmi plac foarte mult. De obicei luam din locuri speciale, nu mai văsem la Carrefour, dar au băgat chestii interesante acum. Capi cu mandarină în acesta pulpi, cu multă pulpă. Ups. Capi de portocale cu pulpă. O sticlă de rom din acesta Captain Morgan Spiced Gold. Place foarte mult acesta, ori cu cola și cu gheață, ori dacă nu să pun în cafea cu niște frișcă și scorțișoară pe deasupra și îmi place foarte mult. Mai ales în perioada rece, ceva cald, e mai ok. Aici am 15 ouă. Nu am luat organice pentru că nu avem cantitatea așa de mare la organice, 15, doar 10 și am vrut să iau mai multe data aceasta să folosesc la salata de băf. Și am luat și maioneză deja făcută. Mai fac în casă, dar sunt pe grabă și nu mai stau să mai fac și maioneză. Încă un covrig în acela Smith, care v-am spus că dacă ați fost vreodată prin Turcia știți despre ce vorbesc, e foarte bun. Aici am ardei în aceștia verzi. Ardei grași. De fapt, nu sunt chiar ca ardei noștri grași, sunt așa ceva între. Nu sunt chiar așa de mari. Aici am 1 kg de vită tocată. Am luat din aceea cu mai multă grăsime ca să o folosesc la sarmale. Eu de obicei fac sarmalele când m-am mutat în Turcia doar din carne de vită. Uneori o mai combin și cu miel ca să fie mai gras, dar data aceasta le-am spus să-mi pună cu multă grăsime. Frișcă. Din această spray pentru cafeaua mea cu rom. Două bucăți de rodii, o să fac un suc din acestea. Multă ceapă, nu știu să vă spun cât e aici, o să vă las inserat pe ecran exact cât am cumpărat. Am zis să am ceapă casă să fie. O să pun la sarmale destul de multă. Aici am fava. Place foarte mult aceasta. O cumpăr destul de des, aproape de fiecare dată când mă duc la cumpărături. Dacă o văd, o cumpăr. Dar nu mi-o pun neapărat pe listă, adică doar dacă o văd. Aici am tot așa cornișon, dar din acela făcut în oțet. O să-i combin cu cei făcuți în sare. N-am vrut să iau mai mult din acesta pentru că este destul de scump acesta de la Chiufne, așa că am zis că le combin ca să nu coste chiar atât de mult. Și mai am o pastă de tomate. Am luat tot cantitate mare pentru că o să gătesc în perioada asta și am vrut să mă asigur că nu o să-mi lipsească și că o să am suficient. Dragilor, acestea sunt cumpărăturile de la Carrefour de înainte de Crăciun.
O să revin, nu știu dacă o să postez înainte sau după acest filmuleț. Am câteva cumpărături și din Carrefour România, dar o să vedeți voi exact acolo despre ce este vorba. Mă bucur că n-am făcut un filmuleț chiar atât de lung, văd că are 10 minute până acum, deci e ok. Ce să zic, să ne revedem cu bine, aveți grijă de voi, vă pup!